Există o vorbă din popor care sună cam așa, de pe vremea lui Pasvante Chiorul, ce s-ar traduce în ceva care s-a petrecut cu mult timp în urmă, de demult. Și ați rămâne surprinși, dar acest Pasvante Chiorul chiar a existat și nu a fost doar o fabulație a românilor, cum e Bulă, de exemplu. Ba chiar, omul a fost unul dintre cele mai controversate și brutale personalități istorice care s-au perindat vreodată pe la curtea domnească a țării românești. Și unele surse spun că nici măcar nu era român, dar ce știm cu siguranță este că a rămas în cărțile de istorie turcești ca fiind singurul pașă, pentru că da, a fost pașă, care a avut suficient cojones să se revolte împotriva sultanului. Și nu doar atât, revolta lui a dus chiar la crearea propriului său stat independent în interiorul Imperiului Otoman, cu capitala în orașul Vidin, Bulgaria de astăzi, și cu propria monedă care înfățișa chipul. Este absolut fantastic. Era ca un fel de Spartacus împotriva Romei, asta dacă Spartacus ar fi mâncat rahat și ar fi fost un criminal brutal care își vedea doar propriul interes fără să țină cont de limite. Eu sunt Matei de la Travel with Matei și astăzi vom discuta despre un personaj care pare că a ieșit din celebrele filme cu Chuck Norris. Dar înainte de asta, nu uitați să vă abonați dacă vă place seria noastră de pe YouTube și vreți să ne susțineți pe mai departe. De asemenea, nu uitați să activați notificările din clopoțelul care vă anunță de fiecare dată când apare un nou român celebru de necunoscut. Bun, zic să-i dăm bătaie acum. Pasvante Chiorul se naște undeva pe la începutul anului 1758, în provincia Bosniei din Imperiul Otoman, cu numele de Osman. Așa cum vă spuneam și mai devreme, părerile sunt împărțite în legătură cu rădăcinile sale. Unele surse spun că ar fi fost fiul unei familii de români din Valea Timocului, Serbia de astăzi, care s-au convertit de la creștinism la islamism ca să fie scutiți de plata taxelor. Ca să înțelegeți, în Imperiul Otoman, dacă erai altceva decât musulman la credință, trebuia să plătești anumite taxe comerciale, așa că familia lui Osman a preferat să schimbe credința decât să plătească bir turcilor. Alte surse, în schimb, spun că Osman avea din partea mamei rădăcini amestecate de albanez, evreu, bulgar și turc, iar din partea tatălui rădăcini turcești și croate. Deci nici o urmă de român în el, ceea ce îi face și mai interesantă legătura lui cu țara românească. Cert este că rămâne orfan de tată de la o vârstă fragedă și ajunge în grija bunicului său, care era din Bosnia. Acesta făcea parte din gărzile de Akinji bosniaci, care erau însărcinați cu apărarea orașului Sofia. Și de aici vine și numele de Pasvante, de la asocierea de cuvinte Pasban și Oglu, Pasvantoglu, adică fiul gardianului. Bunicul său a făcut ce ar fi făcut orice părinte bun din acea perioadă a istoriei și l-a învățat pe nepotul lui cum să se lupte cu armele, dar și noțiuni de politică regională, adică balcanică. Aceste învățături i-au prins bine lui Pasvante pentru că atunci când ajunge la vârsta adolescenței, le folosește ca să devină cămătar. Lucru care era atunci interzis complet în Imperiul Otoman, din motive religioase. Și cine era prins era pedepsit crunt, de cele mai multe ori cu moartea. Și ce să vezi, cariera lui Pasvante de mafiot cu turban se încheie rapid pentru că este prins de autoritățile turcești. Întemnițat în închisoarea din Sofia și pus să-și aleagă pedeapsa. Spânzurătoare sau exil. Pasvante privi cele două opțiuni și o alege pe a treia. Variantă care se practică și astăzi cu destulă îndemânare, și anume mita. Bunicul se vede nevoit să meargă cu câteva pungi de galbeni pe la niște prieteni de ai lui, care, fără nicio legătură cu Pasvante, erau paznici ai închisorii unde el era închis. Și acesta, din urmă, reușește să evadeze. Vedeți voi, e adevărată vorba aia cu prietenul la nevoie se cunoaște. Acum că s-a văzut scăpat de amenințarea pe care o reprezenta ștreangul pentru gâtul lui, Pasvante stă ascuns vreo câteva zile și apoi decide să traverseze Dunărea către țara românească. De ce acolo? Pentru că știa că nimeni nu s-ar fi sinchisit să-l caute pe meleaguri valahe și putea să-și înceapă liniștit o nouă viață. Mai ales că Pasvante se simte destul de în elementul lui într-o țară în care corupția și parvenirea erau acceptate și chiar promovate la curtea domnească de însuși domnitorul fanariot Nicolae Mavrogheni. Văzând că e rost de treabă bună, se angajează ca mercenar în paza Palatului Domnesc din București, cu scopul de a ajunge șef peste gărzile domnitorului în maxim 2 ani. Ce pot să zic, Pasvante era un om foarte hotărât.
După mai multe pungi cu galben și după ce își face suficiente relații, acesta reușește să-și respecte targetul și după numai 2 ani petrecuți în țara românească, este ridicat în rang de către mavrogheni și devine responsabil cu paza și protecția personală a domnitorului. Satisfăcut de această realizare personală, Pazvant începe să dedice mai mult timp pentru pasiunile lui ascunse. Mai exact, pasiunea lui cea mai mare era poezia. Da, știu, a venit ca o bombă și pentru mine, dar nu te poți juca cu latura artistică a oamenilor, chiar dacă e un fost cămătar. În acest sens, intră în cârdășie cu un poet revoluționar grec de origine aromână, numit Rigas Feraios, cu care dezvoltă o relație puternică de prietenie, care avea să-i fie de folos mai târziu. Rigas era însărcinat cu inspecția trupelor din Craiova în timpul războiului ruso-turc din 1787, dar prefera să-și petreacă mai mult timpul la curtea domnească din București decât în Craiova, mai ales că acum avea și cu cine. Cei doi devin o prezență permanentă la seriile de cultură organizate de domnitor și se bucurau de toată atenția, în special a domnițelor. Doar că lui Pazvante îi cade cu tronc o anumită domniță, mai exact jupănița Anica, și când își face curaj să o abordeze și să-și exprime sentimentele față de ea, aceasta îl refuză și îl respinge destul de categoric. Cu sentimentele rănite și cu orgoliul afectat, Pazvante cade într-o depresie care îl ține aproape 2 luni și stă izolat în încăperea lui, uitând de datoriile de șef al gărzii. Ce poate să facă iubirea asta din oameni? Într-un final, acesta își revine, dar se întoarce din depresie un om total schimbat, cu o ură bolnavă declarată față de toate femeile pe care el le considera vinovate pentru toată suferința lui. Această ură la adresa femeilor avea să iasă la iveală cu fiecare rai de jefuire pe care urma să-l facă de acum înainte și în care le comanda oamenilor săi să nu rateze niciun moment în care să violeze orice femeie întâlnită în cale, indiferent de vârsta ei sau de rang. În același timp, dându-și seama că poate obține și mai multă putere la curte, începe să comploteze cu câțiva boieri fanarioți pentru detronarea lui Mavrogheni. Cum subtilitatea nu l-a caracterizat niciodată, domnitorul află de intenția lui și, nervos, cere să fie întemnițat și apoi executat prin decapitare pe o platformă construită special pentru el pe strada Lipscani. Ca un făcut, Pazvante scapă de la moarte și acum. De data asta cu ajutorul bunului său prieten Rigas Feraios, care plătește o sumă impresionantă de bani domnitorului ca să le libereze. Scăpat și alungat din țara românească, Pazvante se întoarce mai aproape de casă și traversează înapoi Dunărea. Trece rapid peste eșecul din București și o ia de la capăt cu un nou plan care să-i aducă de data asta succesul. Își face o bandă de tâlhari turci și albanezi cu care începe să jefuiască sistematic prin Balcani. După ce strânge suficienți bani, îi face pachet și îi trimite către sultanul Selim al III-lea, căruia îi solicită să-l numească pe acesta agă, un fel de ofițer de armată otomană cu atribuții de șef al poliției locale, cu promisiunea că suma trimisă ca peșcheș, un fel de bir anual, va fi dublată dacă va fi agă. Impresionat de propunere, sultanul acceptă fără să se gândească prea mult. Nici nu avea idee ce greșeală făcuse. Pazvante vede cât de ușor se poate cumpăra o funcție și trece la următoarea etapă a planului său. Revine cu altă sumă de bani la sultan și cu o nouă solicitare, să fie numit pașă de vidin, dar de data asta sultanul îl ignoră complet. Pentru că Pazvante era o persoană rezonabilă și știa când să se retragă și să se mulțumească cu ce are, nu, de fapt, nu. Pazvante strânge o armată de mercenari din Balcani și din alte țări din Europa și se răscoală împotriva sultanului ca răspuns la ignoranța lui. Asta face acest Chuck Norris din Balcani. Ceea ce urmează e ca dintr-un film de Quentin Tarantino. Împreună cu armata lui începe să cucerească teritorii în jurul său și ajunge să creeze un stat independent în interiorul Imperiului cu capitala la Vidin. Se autoproclamă pașă de Vidin și dezvoltă relații diplomatice cu țările din jur. Ba chiar își deschide și un consulat în Republica Franceză cu ajutorul bunului său prieten Rigas Feraios. Nu se oprește aici și își bate propria monedă care înfățișa pe o parte chipul lui și pe cealaltă parte, pregătiți-vă, închisoarea din Sofia. Da, Pazvante era atât de arogant și de persiflator la adresa sultanului încât și-a imprimat pe monedă imaginea închisorii din Sofia, locul de unde a început totul. Practic, în anul 1798, acesta era stăpân peste un teritoriu cuprins între Dunăre la nord, Munții Balcani la sud, cetatea Belgradului la vest și orașul Varna la est. Vă gândiți probabil ce făcea sultanul în tot acest timp.
sau poate nu vă gândeați absolut deloc, dar eu o să vă spun în continuare. Păi, să spunem că strângea o armată de 100.000 de soldați, deși un pic cam exagerat, zic eu, pe care urma să o trimită într-o expediție militară în Vidin, pentru a-l captura pe Pasvante. Oastea numeroasă era condusă de Aga Hussein Kuchuk și ajunge cu ușurință până la porțile cetății Vidin, pe care începe să o atace cu toată forța. Și cu toate astea, nu reușește să o cucerească și nici să-l captureze pe Pasvante. Ca să scape de furia sultanului pentru eșecul său, Kuchuk își găsește un țap ispășitor în persoana lui Constantin Hangerli, noul domnitor al țării românești, pe care îl acuză că a întârziat intenționat ca să-i aprovizioneze armata. Deloc ușor de influențat, sultanul Semil emite un firman, care era un fel de ordin regal emis de conducătorul Imperiului Otoman, prin care putea să numească sau să mazilească un guvernator al Imperiului, în cazul nostru, un domnitor. De data asta era vorba de un firman de mazilire și Constantin Hangerli este executat imediat, chiar de bunul său prieten Kuchuk, pe data de 18 februarie 1799. Săracu, n-a mai apucat să prindă secolul al XIX-lea. Revenind la Pasvante, victoria pe care o obține la Vidin îl convinge, sau mai degrabă îl constrânge pe Selim, să accepte și să-l numească oficial pașă de Vidin. Ai zice că odată ce și-a văzut scopul îndeplinit, Pasvante o să-și vadă de treabă, dar nu. Ambiția lui se îndreaptă acum spre a deveni cel mai bogat pașă din Imperiu și, cum nu mai putea să prăduiască teritoriile din jurul lui, își întoarce din nou atenția către țara românească. Începe o campanie care avea să rămână în memoria locuitorilor din țările românești drept cea mai violentă expediție de distrugere și jaf de la mongoli încoace. Trece Dunărea în anul 1799, devine deja o obișnuință pentru el, pe la turnul Măgurele, care era raia turcească pe atunci și începe campania de prăduire. Problema nu era neapărat că jefuia tot ce găsea în cale, dar orice localitate prin care trecea era arsă în întregime, iar toate femeile violate și toți bărbații omorâți sau luați prizonieri. Însă, cel mai violent episod avea să se petreacă în Craiova, când orașul este ars din temelii și din 7.000 de locuințe cât avea, rămân în picioare doar 300. Acest episod avea să determine două lucruri foarte importante. 1. Constituirea primelor cete de haiduci din țara românească, cete care aveau să-l bântuie mai târziu pe Pasvante. Și 2. Domnitorul Alexandru Moruzi, văzându-se depășit de situație, își cere singur mazilirea. O premieră pentru că până atunci niciun alt domnitor fanariot nu mai procedase așa. După episodul Craiova, campania continuă și în ianuarie 1802, pasvangiii, așa aveau să fie numiți oamenii din armata lui Pasvante, se îndreaptă către București. Noul nou domnitor fanariot al țării, Mihai Șuțu, la auzul veștii, ia decizia vrednică de un conducător de țară și alege să fugă din oraș împreună cu boierii și familiile acestora. Bucureștiul rămâne aproape gol, cei rămași fiind doar câțiva vagabonzi, cercetori și o mână de arnăuți albanezi, care primiseră ordine de la domnitor să apere orașul. Dar arnăuții erau de părere că nu primesc suficienți bani ca să se lupte cu pasvangiii. Așa că, la sosirea trupelor lui Pasvante în București, se hotărăsc să fraternizeze cu dușmanii și împreună cu vagabonzii și cercetorii rămași, prăduiesc tot ce găsesc prin oraș, de la taverne la palate boierești. Când se termină sesiunea de prăduit și de fericire că nu li s-a opus absolut nimeni, iau hotărârea să dea o mare petrecere pe străzile orașului, petrecere udată cu mult vin. Practic era un fel de festival de muzică electronică de astăzi, dar cu muzică proastă și fără bombardieri. Și ca lucrurile să fie și mai interesante, băieții se îmbată atât de tare încât organizează și un fel de ceremonie de încoronare unde își împart titluri de nobil și funcții în stat fiecăruia, în ideea în care ei erau stăpânii orașului și puteau să facă orice. Astfel, cel care era vagabond cu o zi în urmă devenise peste noapte domnitor și cercetătorul se transformase în boier. Vă dați seama că asta a fost cea mai tare beție din istoria Bucureștiului, nu? Dar, din păcate pentru ei, petrecerea este întreruptă brusc în momentul în care armata otomană ajunge în oraș și îi alungă pe pasvangii din București. Restabilesc ordinea și îl pun la loc pe tron pe Șuțu. Practic, pentru petrecăreți urmează mahmureala de după beție, pentru că domnitorul Rentors, aflând de isprăvile vagabonzilor și cercetorilor săi, pune să fie atârnați de ștreang toți noii nobili ai orașului București, ca semn de apreciere. Un final apoteotic pentru o noapte de pomină.
un fel de hangover românesc. Cât despre pasvangii, aceștia începeau să piardă teren pe câmpul de bătălie. Adică, vă mai aduceți aminte de cetele alea de haiduci de care vă spuneam mai devreme și care începeau deja să se formeze după distrugerea Craiovei cu scopul declarat de a-i cotonugi pe pasvangii ca răzbunare, nu? Ei bine, și-au găsit și un lider, și nu orice lider, ci pe Iancu Jianu, celebrul haiduc oltean, rămas în cronicile istoriei românești drept cel mai tare haiduc al țării și care mai târziu avea să fie ecranizat într-un film de un alt fel de haiduc. Acum că era o unitate militarizată, cu comandant cu tot, haiduci încep să îi înfrunte la tot pasul pe oamenii lui Pasvante și reușesc să îi împingă înapoi acasă, dincolo de Dunăre. Într-una dintre înfruntări, legenda spune că Iancu Jianu s-ar fi luptat unul la unul cu Pasvante Chioru și ar fi reușit să-l rănească la ochi cu un iatagan. Ba chiar, fusese foarte aproape să-l omoare, dacă acesta nu ar fi fost salvat de garda lui personală în ultimele momente. Multe balade românești, sârbești și chiar și bulgărești, care evocau întâmplările din acea bătălie, spun că, în timp ce Pasvante fugea cu garda lui personală de pe terenul de luptă, Iancu ar fi strigat către el următoarele. Cu mâna asta ți-am scos un ochi, tot cu mâna asta te omor, câine de păgân. Din acel moment și de la acea rană la ochi, Pasvante avea să fie cunoscut și Chiorul. Așadar, pasvangii și liderul lor se întorc în Vidin, cu un gust amar rămas în gură și în ochi, după caz. Dar n-apucă să-și revină prea mult, pentru că haiducii le mai fac o surpriză. Aceștia trec Dunărea, intrând pe teritoriul otomanilor și atacă tot ce le stă în cale, cam cum făcuseră și cei din urmă, dar pe tărâm românesc. Prima țintă a haiducilor era cetatea Turnul Măgurele, punctul preferat al lui Pasvante de trecere către țara românească. Haiducii distrug fortăreața din temelii și aruncă în aer chiar și moscheea orașului, ca răzbunare. Se spune că însuși Iancu ar fi aprins fitilul care a detonat încărcătura de explozibil. Cert este că după această acțiune, turcii n-au mai construit niciun edificiu otoman pe teritoriul țării românești, de frică să nu aprindă iar spiritele. După ce termină cu măgurelele, atacă și incendiază Plevna și apoi capitala Vidin, reușind să întoarcă favoarea turcilor. Cât despre Pasvante Chiorul, acesta nu mai apucă multe zile de trăit și moare pe 27 ianuarie 1807. Unele surse spun că ar fi murit otrăvit de către medicul evreu al orașului Vidin, la comanda sultanului, care se săturase de haosul creat la graniță, dar e puțin probabil să fi fost adevărat pentru că, așa cum era el, Pasvante era totuși o sursă importantă de stoarcere a birurilor din Balcani. Alte surse spun, în schimb, că ar fi fost omorât chiar de Iancu Jianu, în asediul orașului Vidin, dar iarăși nu e confirmată întru totul nici această ipoteză. Ceea ce știm sigur totuși este că după incendierea Vidinului nu mai apare nicio referire istorică despre cel ce va rămâne în istorie ca singurul pașă care a avut suficient curaj să se revolte împotriva mărețului sultan al Imperiului. În urma lui rămân moscheia, biblioteca și cazarma din Vidin, pe care puteți să le vizitați și astăzi dacă aveți drum prin Bulgaria. Iar noi românii rămânem cu celebra expresie românească de pe vremea lui Pasvante Chiorul, pe care o mai folosim în vorbire chiar și în ziua de astăzi, când ne gândim la o perioadă foarte îndepărtată. Cam așa e cu istoria. Ori rămâi o legendă despre care se va vorbi și peste un mileniu, ori rămâi doar o expresie utilizată, fără ca oamenii să știe că vine de la numele tău, de fapt. Acesta a fost episodul nostru de astăzi și dacă v-a plăcut și vreți să ne susțineți pe mai departe în misiunea noastră de a vă aduce cei mai celebri de necunoscuți români pe YouTube, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a fi primii care află când apare următorul video. De asemenea, urmăriți-ne și pe Instagram, Trevoluit Matei, Irinuca210, The Studio Iași și Fica Iași. Apropo de Fica Iași, mulțumim gazdei noastre de astăzi. Dacă vreți să savurați o cafea extraordinară într-un ambient plăcut cu oameni super faini, Fica este locul potrivit pentru voi. Eu am fost Matei de la Trevoluit Matei și v-am țucat.